n-ai nimic. Pentru de fapt ai tot, un pat cald, o masă caldă, iar alții torn sub poduri. Unii au părinții morși, ar da orice din viață să-i mai vadă măcar o dată sau să le vorbească. Hai cu mine prin spitale ca să vezi bolna pe cancer, care nu își plâng de milă, ci se agață de speranță. Hai să te plimbi pe la case de copii care vor o îmbrățișare în o mașină de 70.000. Habar n-ai cum e că ai trăit în lux, ca o curvă de pe public care stă cu curul în sus. Te plângi că n-ai prieten, că nu te iubește nimeni, dar te-ai folosit de toți ca să-ți fie bine. Mai sunt și unii care vor mașina cea mai tare, care cred că scopul în viață e să ai o casă mare. Mulți cu bani în buzunare, dar nu pot cumpăra timpul, iar la masa lor bogată ia ghici, mă că singur. Unul visează numai bani, altă persoană nu se închină la icoane, prea puțin la Doamne, Doamne. Unul și-o moară copilul, altul ar face orice să-l aibă. Alții uită cine sunt și că au mâncat sare cu ceapă. Toți au uitat un lucru, că-n goana după averii poți oricând să pleci de-a ei sau să fii mai bun ca ieri. Tu alegi și tu decizi de partea cui vrei să fii. Cum toți adulții am vrea să mai fim din nou copii. Te plângi că ai probleme, dar mai mari le are codru. La noi cu drujba în Amazonia cu foc, ăștia au furat totul și jumate am plecat, frate, și plâng în sărăcie casele noastre din sat. Bătrânețe, haină grea pentru mama aia și tataie, fiindcă s-au bolnav și singuri în săraca lor o daie. S-o român și mă doare, nu-s doar de 1 decembrie, de asta nu-mi dau o palmă ca 11 septembrie.